Campionatul județean de fotbal, Liga a 4-a și a 5-a, s-a reluat cu partea a doua a lui. Cornel Sorescu, președintele Asociației Județene de Fotbal Argeș, anunță noutățile din acest an. Asociația Județeană de Fotbal, în 2019 am reluat activitatea la fotbalistică, la toate eșaloanele, mai puțin grupele mici 7-10 ani. Este vorba de acea interligă unde participă copii, băieți și fete într-o competiție organizată fără puncte și fără scoruri și așa mai departe. O competiție care se află deja la a treia ediție în organizarea Federației și Asociației Județene de Fotbal. Legată de această competiție, vreau să vă informez că suntem între puținele asociații județene de fotbal din România care are această competiție organizată doar cu echipe din județul nostru, din județul Argeș. Deci formatul acestei competiții este pe 4 grupe de vârstă, 7 ani, 8 ani, 9 ani și 10 ani, și în care trebuie la fiecare grupă de vârstă să fie minimum 12 echipe. Faptul că în țară nu se găsesc așa de multe echipe într-un singur județ, Federația a stabilit să se facă o reuniune, ca să spun așa, între mai multe asociații județene de fotbal și să se poată ține această competiție. Faptul că avem așa de multe echipe este un lucru foarte bun, asta înseamnă în primul rând un număr mare de jucători, dar și posibilitatea de a avea mai multe jocuri cu jucători din județul nostru, fără ca echipele să fie obligate să facă niște cheltuieli mai mari cauzate de eventualele deplasări în alte județe. Cu părere de rău, Cornel Sorescu anunță că și în acest an două echipe s-au retras din campionatul Ligii a 4-a, dând peste cap derularea competiției. Deja s-au disputat două etape. Aș vrea să vă informez cu părere de rău că deja am pierdut două echipe de Liga a 4-a, este vorba de ASE Viitorul Ștefănești și ACS Basarab Curtea de Argeș. Deși aveam speranțe mari, în special la Curtea de Argeș, acolo unde am fost și am discutat cu domnul primar de la Curtea de Argeș, foarte deschis și doritor să aibă echipe, dar din păcate cei care s-au ocupat până acum de echipa din Curtea de Argeș n-au mai avut tragere de suflet, să spun așa, de inimă, să continue activitatea.